Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Salmul 103, versetele 14, 15 și 16. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, ci locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Amin. Una dintre dramaticele consecințe ale păcatului protopărinților noștri, Adam și Eva, este aceea care ne îndurerează așa de tare astăzi pe noi toți de aici, adică moartea. Moartea a răpit-o pe Maria Boancă din mijlocul familiei, a bisericii și a comunității de oameni în care a trăit. Numai că o altă consecință tot la fel de dramatică, dragii mei, este aceea că omul a încetat să mai fie dispus să asculte vorbirea lui Dumnezeu. Pur și simplu, omului nu-i mai place să audă glasul lui Dumnezeu. Și vă aminte că în Cartea Genesa se spune că atunci, în răcoarea dimineții, când s-a auzit glasul lui Dumnezeu în grădină, Adam a fugit repede să se ascundă. Nu mai dorea să-l audă. Sau mai târziu, poporul evreu, într-o anumită circunstanță de viață, a zis lui Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Nu putem să-i suferim glasul. Cu toate acestea, Dumnezeu care ne iubește pe toți, dragii mei, Vrea să fie în contact cu noi, vrea să ne vorbească. Chiar dacă noi ne încăpățânăm uneori și nu vrem să ne vorbească Dumnezeu. Dumnezeu vrea să o facă. Și caută diferite metode să ne vorbească Dumnezeu. Uneori Dumnezeu pune lângă noi un om consacrat lui Dumnezeu. Și poate că Maria Blanca a fost un asemenea om care și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Și a plasat-o Dumnezeu cine știe pe unde? Pe lângă cine? Pentru că Dumnezeu a vrut să vorbească cuiva printr-o ființă care s-a consacrat lui Dumnezeu. Și poate a vorbit, fie prin comportament, fie prin cuvinte. Alteori Dumnezeu vrea să ne vorbească ducându-ne undeva într-o adunare unde se închină oamenii lui Dumnezeu. Sau ducându-ne într-o casă de jale. Și spunea Sfânta Scriptură că e bine să te duci într-o casă de jale. Că acolo încep să îți reconsideri viața, poziția față de viață. Dar dacă nu luăm aminte nici la oamenii pe care Dumnezeu îi plasează lângă noi, sau într-o adunare, sau într-o adunare de doliu, oare Dumnezeu abandonează ideea asta de a ne vorbi sau vrea Dumnezeu să ne vorbească în continuare? Eu vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să vorbească și Dumnezeu are multe alte metode. Printre ele este aceea să ne provoace să ne uităm la creație. La soare, la lună, la stele, la ceea ce putem percepe cu ochiul liber. Și uneori ne îndreaptă Dumnezeu privirea spre o floare. Uitați-vă câte sunt aici. Credeți că putem învăța ceva de la florile acestea? Spunea Domnul Iisus Hristos să privim la crinii de pe câmp. La florile de pe câmp ele nu torc, nu țes și cu toate acestea Dumnezeu din cer le îmbracă într-o strălucire extraordinară. în textul pe care l-am citit în această zi aici la înmormântare, Dumnezeu zice prin gura acestui psalmist că omul este ca o floare, zilele lui sunt ca floarea de pe câmp. Cu alte cuvinte, floare este asta de aici, floarea a fost Maria Boancă până mai ieri, floare suntem fiecare dintre noi de aici, Oare ce am putea învăța de la o floare? Și asta vreau să predic cu ajutorul Domnului astăzi, dragii mei, avertizările unei flori. Și uitați-vă la asta, sau uitați-vă la asta, sau uitați-vă la fiecare dintre noastre. Ce avertizări poate să dea o floare? Că de asta spune Dumnezeu aici prin psalmistul acesta, zilele omului sunt ca o floare. E prima avertizare pe care vreau să vă spun, dragii mei, că o două floare, că o dă o floare este aceasta. Nu-ți neglija fragilitatea. Vreau să vă întreb, vă descoperiți fragili în bătălia asta a existenței sau nu vă descoperiți fragili? Știți, fiecare dintre noi suntem mari și tari, puternici, mai ales când suntem tineri. Și avem impresia că totdeauna vom fi așa. Dacă aș, dacă aș îndrăzni să iau o floare de asta, să o strâng în mână, s-ar topi în palma mea. De ce? Este fragilă, Nu? E credeți că noi care suntem în locul acesta, de 20 de ani, de 30 de ani, de 50, de 60 de ani, credeți că suntem ca floarea asta la fel de fragili? Sau nu suntem așa? Fragilitate înseamnă să n-ai rezistență, să te spargi foarte repede. Poate că nici nu te aștepți. Credeți că Maria Boancă s-a așteptat să se. Sfărâme la 52 de ani? Credeți asta? Face parte din ceea ce vă spun acum. Fragilitatea vieții. Și fragilitatea asta vieții este dată, dragii mei, din ceea ce suntem noi făcuți. Nici nu vrem să ne dăm seama că noi suntem pământ. Dumnezeu știe că suntem din țară. Și cred că anticipați. Ce se va întâmpla cu sicriul acesta, nu? Vom coborâ aici pe stradă și vom merge printre morminte și vom încredința pământului ceea ce este a lui. Pentru că suntem fragili. Din cauza ceea ce suntem făcuți. Și dacă ăsta este adevărul și asta este realitatea, dragii mei, că vrem să recunoaștem, că nu vrem să recunoaștem, trebuie, dragii mei. Să fim foarte atenți în viața aceasta. Cu lucrurile foarte fragile trebuie să fii atenți, nu-i așa? Nu poți fi neglijent. Nu ne putem permite să fim neglijenți cu viața noastră, cu ființa noastră, că suntem așa de fragili. Și ar trebui să acordăm importanță lucrurilor de valoare. Și poate mă întrebați care sunt astea. Fiecare dintre noi în viața aceasta. Ne preocupăm să facem ceva, să muncim, să alergăm, să construim, să zidim. Și, dragii mei, pe când vine momentul să ne spargem, ne dăm seama că am lăsat nefăcute cele mai importante lucruri care vizează nu pământul ăsta, vizează veșniția noastră. Ce-ar folosi unui om? Să câștige toată lumea asta. Dacă și-ar pierde sufletul. Că nu duce nimic cu el în mod fizic din lumea aceasta. Case să aibă, imperii să aibă. Pe toate le lasă aici. Dacă în astea a investit, se trezește că s-a trudit degeaba, a strâns la lucruri pe care cine știe cine le va lua. Și a trăit degeaba în lumea aceasta. Dacă n-ai investit pentru viața de dincolo, pentru împărăția lui Dumnezeu. Primul avertisment, prima avertizare pe care mi-o dă o floare, este asta: Nu-ți neglija fragilitatea. Investește în lucruri de valoare care te urmează dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea avertisment nu-l neglija pe Dumnezeu. Dragii mei, eu știu că mintea noastră este preocupată de lucruri importante, lucruri care zicem noi că sunt de valoare. Și acolo încercăm să investim. Până nu vom înțelege că Dumnezeu este în centrul acestui univers, că Dumnezeu trebuie să fie în centrul existenței noastre, noi îl vom ignora pe Dumnezeu. Și uitați-vă la florile acestea sau la florile de aici. Și învățați acest avertisment. nu îl ignorați pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că existența noastră este legată de El. Nu credeți asta, nu? Nu credeți. Noi cei mai mulți vedem un ciclu natural al existenței noastre. Într-o zi părinții noștri au zis că e bine să aibă un copil. Și avem impresia că suntem născociți în mintea unor oameni și uităm, dragii mei, că suntem zămistriți în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis să existăm. Tu m-ai întocmit, spunea psalmistul David, în pântecele mamei mele. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mi-ai făcut ființa mea și te laud că sunt o ființă așa de minunată floarea asta de aici, sau florile acestea de aici, credeți că își datorează existența lui Dumnezeu? Bății mei, Dumnezeu a zis să fie la origine. Și tot ceea ce putem percepe cu ochii sau cu mintea este realizat, dragii mei, de acest de această spusă a lui Dumnezeu. Să fie! cu excepția ființei noastre pe care Dumnezeu a făcut-o prin participarea lui directă. S-a plecat spre țărână și a strâns țărâna și a suflat în țărână asta suflare de viață. Și omul a devenit o suflet de eu, spune cartea aceasta, care este cartea de căpătăi a credinței noastre. Lui datorăm existența. Și nu doar că îi datorăm existența. Dumnezeul acesta, pe care noi îl ignorăm așa de adesea, Dumnezeul acesta știe totul despre noi. Zice aici, psalmistul, știe din ce suntem făcuți. Că sigur că știe. Că doar el ne-a făcut. El știe ce, ce material a ales, ce prototip a ales. A zis Dumnezeu, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu știe lucrul acesta. Nu doar că știe din ce suntem făcuți, după ce prototip suntem făcuți, dragii mei. Dumnezeul acesta știe nevoile noastre mai bine decât ni le cunoaștem noi. Noi ne știm nevoile astea imediate. Dumnezeu le știe pe cele profunde. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelică, într-o zi niște, niște oameni, patru prieteni, au luat pe un, pe un loc și l-au dus într-o casă unde era Domnul Iisus Hristos, nu au putut să intre pe ușă, l-au lăsat prin acoperiș. Ce nevoie au perceput oamenii aceștia care acest om, acest prieten al -a? Cineva să se îndure de picioarele lui. Și printr-un miracol, pentru că medicii nu au putut să-i facă nimic până atunci, printr-un miracol să-i redea posibilitatea să se miște. Ei, Domnul Iisus Hristos a pătruns dincolo de nevoia asta imediată, la o altă nevoie. Și a zis, fiule, păcatele îți sunt iertate. Asta e nevoia principală. Câți din locul acesta, roată pe lângă acest sicriu, ne dăm seama că asta e nevoia noastră principală să ne fie păcatele iertate. Adică să ajungem în armonie cu Dumnezeu. Căți? Asta e nevoia principală. De aceea, cum se spunea mai înainte, l-a trimis Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos în lumea noastră. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Oameni buni, n-aveți cum să scăpați de păcate oricât de multe fapte bune face. Sau în face. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. N-ar trebui să-L ignorăm pe Dumnezeu, frații mei, pentru că Dumnezeul acesta ne-a dus în existență. Și știți de ce n-ar trebui să-L ignorăm? Pentru că noi îi suntem datori lui Dumnezeu. Îi suntem datori. Îi suntem datori să-i mulțumim pentru toate binefacerile pe care El ni le face în fiecare zi. Noi trăim din resursele Lui Dumnezeu. Chiar dacă mergem să muncim de dimineața până seara și, și, transpirăm și depunem eforturi și ne pregătim să facem o carieră și chiar facem carieră în viața aceasta, dragii mei, rezultatele acestea sunt binecuvântări de la Dumnezeu. De aceea spunea psalmistul în același psalm pe la început, nu uita niciuna din binefacerile Lui Dumnezeu și îți dator să-i spun lui Dumnezeu, mulțumesc! Și îți dator, dragii mei, lui Dumnezeu să fiu mulțumit cu tot ceea ce face El în viața mea. Cum a proiectat El existența mea? Știți că Dumnezeu nu face toate florile la fel? Uitați-vă aici cât de diferite sunt. Dar nu doar că nu le face la fel. Dumnezeu nu le plasează pe toate în același loc. Știți că a gândit Dumnezeu să ia o floare, să o pună undeva pe un colț de stâncă? Știți? Și noi am zis floarea de colț. De ce ai vrut, Doamne, să o pui o floare chiar pe un colț de stâncă? Și răspunsul este, așa am vrut eu, așa a vrut Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea pe unul de ei să-l ia, să-l placeze cine știe unde, e alegerea lui Dumnezeu. Pe altă floare o pune pe un deal, pe alta într-o vale. Ia Dumnezeu o floare și o, și -o scufundă, dragii mei, în... în apă și din când în când mai iese la suprafață, nu fără acela splendid, nu? Că așa vrea Dumnezeu. Și eu trebuie să fiu mulțumit înaintea lui Dumnezeu cu alegerea lui suverană. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, al treilea, a treia avertizare pe care ne dă o floare este aceasta. Nu ignora ostilitățile vieții. Și ascultați-mă. De ce Sfânta Scriptură aici, trece un vânt Ostilitățile vieții înseamnă acele momente din viața noastră când începe să bată vântul. Și vă întreb, dragii mei, sunteți aici oameni peste viața cărora a început să bată vântul? Sunteți? Maria Boancă a avut această experiență și toată familia asta. Când de mult de tot, peste această familie a început să bată vântul. Și de vreme a plecat tata. Și a plecat o soră și a plecat mama. Și a venit de o altă vreme când peste aceea care se cheamă sau s-a chemat Maria Boancă a început să bată vântul. Că vânt înseamnă, dragii mei, Poate probleme de servici, poate lipsuri materiale, boli, poate problemele bătrâneții, să simți că începe să bată vântul peste viața ta. Ei, nu neglija perioada asta a ostilității vieții, când începe să bată vântul. Deci, mai vântul, zice Biblia și ne spune experiența de viață, noi nu-l putem controla. Dacă a luat-o într-acolo, nu putem noi întoarce să bată în altă direcție, nu? Zice Sfânta Scriptură, zicea Domnul Iisus Hristos, vântul suflă încotro vrea. Vine de unde vrea, se duce unde vrea. Și oricât ar fi vrut familia asta pe care am găsit-o de o unită, să oprească cumva vânturile astea. Ați putut să opriți vânturile? Nu. Pentru că ele sunt controlate de Dumnezeu. Și vreau să vă spun acum ce am auzit recent, am spus recent într-o într predică, dar nu contează dacă vă spun și dumneavoastră, am auzit recent pe un specialist în nutriție care încerca să promoveze niște diete pentru o viață sănătoasă. Și spunea el, dacă mănânci asta și nu mănânci cealaltă, dacă te odihnești bine, dacă faci mișcare, s-ar putea să-ți lungești viața cu câțiva ani. Dar concluzia pe care o trăgea el era aceasta. Cu toate acestea, nimeni nu-ți poate garanta că nu vei muri mâine. Cu orice dietă de viață ai încercat să, să te tratezi, să-ți lungești viața cu nu știu câți ani de zile, nimeni nu-ți poate garanta că nu vei muri mâine. Știți de ce? Pentru că nu noi controlăm existența aceasta, nici vânturile vieții. Dumnezeu este cel care le controlează. Vântul vieții nu poate fi controlat. Ceea ce trebuie să faci atunci când vine perioada aceasta și începe să vată vântul, este să te încrezi în Dumnezeu. Știți de ce? Dumnezeu este în mijlocul furtunii lângă tine. Am stat de vorbă cu Maria în perioada de suferință. O săptămână înainte de a trece la Domnul, am stat de vorbă cu ea. Ceea ce a ajutat-o enorm de mult a fost această credință că Dumnezeu e cu ochii pe ea. Când ucenicii erau în miez de noapte, pe marea cea înfuriată, și erau înspăimântați, și nu știau cum să să redreseze corabia, să o salveze din furtuna aceea. Dragii mei, ceea ce a salvat pe ei a fost că atunci a venit Domnul la ei. Asta i-a salvat. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Și știi ce trebuie să faci atunci când vin vremurile acestea că bate vântul? Trebuie să accepti planul lui Dumnezeu. Vă vine greu, familie Boancă, să credeți că ceea ce a experimentat Maria este planul lui Dumnezeu? Vă vine greu? Știu că nu e greu. Pentru că nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Nu știm planul lui Dumnezeu. Doamne, de ce pe o ființă care a trăit cum a trăit, care s-a luptat cum s-a luptat, care a vorbit despre tine, care și-a pus energia și viața în slujirea ta, Dumnezeule, de ce la 52 de ani s ei? Nu te pricepem, Dumnezeule! Dar în spatele acestei nepriceperi omenești, e un plan al lui Dumnezeu. Știți? Există câte un vânt care îți suflă pălăria. Te duci, ai cules și ai pus-o înapoi. Este un alt vânt care îți dă peste cap umbrela. Poate nu mai poți repara niciodată. Este un alt vânt care prânge un copac și îl dă peste mașina din fața, din fața porții. Este un alt vânt care, dragii mei, format într-o tornadă, într o tornadă nimicește un oraș întreg. Dacă Dumnezeu vrea să vină peste unul un vânt care să-i sufle pălăria doar și peste altul să vină o tornadă care să facă una cu pământul, poate cineva să-i spună lui Dumnezeu asta? Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este cel care decide. Avertismentul acesta, dragi mei, să luăm în serios. Nu ignorați ostilitățile vieții. Vremea când începe să bată vântul. Că va bate mai devreme sau mai târziu. Și în ultimul gând și apoi închei, dragii mei, nu vă legați, ultimul avertisment pe care le spun astăzi, nu vă legați așteptările de oameni. Țineți minte locul acesta. Oamenii sunt lângă tine o vreme. Se roagă cu tine, te încurajează, îți dau tratamentul, îți dau o lingură de apă, poate în faza finală, și apoi stau lângă tine o vreme. Oamenii stau lângă mormântul tău o vreme. Mai îngrijesc câte ceva pe acolo, mai aduc flori, o vreme. Și apoi? Ce urmează apoi? Știi ce urmează? Urmează uitarea. Și spune aici autorul acestui psalm, locul pe care îl cuprindea floarea asta, nu mai cunoști. E uitare. Cred că am mai spus asta mai mult. Am citit undeva despre un profesor care preda la niște studenți la, un, la un, o școală biblică și uh, le-a pus următoarea întrebare. Care dintre voi știe unde îi sunt înmormântați părinții? Părinții care au murit. Și toți au ridicat mâna sus, care aveau părinții morți. Dar zi el, bun, care dintre voi știți unde sunt înmormântați bunicii? Mai puțini au ridicat mâna. Și a zis cu întrebarea mai departe și a zis, care dintre voi știți unde sunt înmormântați străbunicii? Cred că vreo doi sau trei ridicat mâna și a zis el: Vedeți, noi suntem la circa trei generații distanțe de uitare. Circa trei generații distanță de uitare. Oricât de mult ai avea așteptări de la oameni, uitarea se va șterne. Trebuie să-ți legi așteptările de Dumnezeu pentru că el nu te uită, chiar după ce ai plecat de aici. De ce credeți noastră că. Uh, Tâlharul acela de pe cruce s-a uitat la Domnul cât a putut să se uite și a zis adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Că vine împărăția peste 10 ani, peste 100, peste 1000 de ani, a zis ăsta, adu aminte și de mine în împărăția ta. Și a zis Domnul, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Avertizmentul acesta, țineți în minte, ne-l dă o floare, pe care o strivim sub papucul nostru și pe urmă pământul acela unde a fost ea, nici nu mai știe că a fost o floare acolo. Trece uitare! Dar mei, ne legăm așteptările de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, zice Biblia, într-o într imagine, ca să o înțelegem noi, ne-a scris numele în cartea vieții. Și când se va deschide cartea asta într-o zi, își va aduce aminte Dumnezeu de cei care sunt scriși în cartea aceea, când se vor deschide cărțile, acolo aș vrea să fiu. Acolo ați vrea să fiți. Să-și amintească Dumnezeu de dumneavoastră. Să vă citească numele și să vă zică, veniți, binecuvântați Tatăl meu și moșteniți, împărăția care a fost pregătită de la întemerea lumii. Mă rog lui Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. Familia Boancă să fie în atenția lui Dumnezeu, după ce din nou a bătut vântul peste familia voastră, să fiți întăriți de Dumnezeu. Legați-vă așteptările de Dumnezeu. De acela care va purta de grijă de atunci, de mult și până acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care sunteți în locul acesta. Nu uitați, suntem ca o floare în lumea aceasta. Fragili? Ne spargem repede? Și trebuie să ținem cont de Dumnezeul care așa ne-a făcut El? Să fim pregătiți pentru vremea când bate vântul și să ne legăm toate așteptările de Dumnezeu. Și când Dumnezeu va voi să-și așeze împărăția lui în mod de săvârșit. Să facem parte pentru eternitate din împărăția lui Dumnezeu. Amin.